Numai Dumnezeu poate reînnoi inima. În Filipeni, capitolul 2, cu versetul 13, găsim scris: căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Avem nevoie să înțelegem cu mult mai mult decât în prezent chestiunile puse în joc în conflictul în care suntem implicați. Este nevoie să înțelegem mai pe deplin valoarea adevărurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru această vreme și primejdea de a îngădui ca mintea noastră să fie abătută de la ele de către Marele Amăgitor. Prețul infinit al jertfei cerută pentru răscumpărarea noastră ne arată că păcatul este un rău înspăimântător. Prin păcat, corpul uman în întregime este tulburat, mintea este pervertită, imaginația coruptă. Păcatul a degradat facultățile sufletului. Ispitele din afară găsesc în inimă o coardă care le răspunde și picioarele se îndreaptă spre rău în mod imperceptibil. După cum sacrificiul în favoarea noastră a fost desăvârșit, la fel și vindecarea noastră din întâlnirea păcatului trebuie să fie desăvârșită. Nu există niciun act de răutate pe care legea să îl dezvinovățească. Nu există nicio nelegiuire care să scape de condamnare. Viața lui Hristos a fost o împlinire perfectă a fiecărui percept al legii. El a spus: eu am păzit poruncile tatălui meu, Ioan 15:10. Viața sa este etalonul ascultării și al slujirii. Numai Dumnezeu poate reînnoi inima. Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptirea. Filipeni 2:13. Dar suntem îndemnați: duceți până la capăt mântuirea voastră. Filipeni 2:12. Relele nu pot fi îndreptate și nici schimbările din caracter nu pot avea loc în urma unor eforturi slabe și sporadice. Lupta pentru înfrângerea euului, pentru sfințenie și cer, este o luptă de o viață. Fără un efort continuu și fără o strădanie constantă, nu poate exista înaintare în viața divină și nici dobândirea cununii biruinței. Cea mai puternică dovadă a căderii omului dintr-o condiție superioară este faptul că revenirea lui costă atât de mult. Calea de întoarcere poate fi dobândită numai prin luptă grea, pas cu pas, ceas de ceas. Printr-un act momentan al voinței, omul poate să se așeze sub puterea răului, dar se cere mai mult decât un act momentan al voinței pentru ruperea acestor cătușe și pentru obținerea unei vieți mai înalte și mai sfinte. Asaltați de nenumărate ispite, noi trebuie să rezistăm cu hotărâre, almiteri vom fi biruiți. Sfințirea lui Pavel este rezultatul unei lupte continue cu sine. El spunea: în fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. 1 Corinteni 15:31. Voința și dorințele lui veneau zilnic în conflict cu datoria și cu voința lui Dumnezeu. În loc să-și urmeze inclinația, el împlinea voia lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta însemna răstignirea propriei firi. Dumnezeu își conduce poporul pas cu pas. O, Părinte Ceresc, te rog, curățește viața mea și dă-mi o inimă curată. Îți mulțumesc pentru caracterul minunat pe care Tu mi-l oferi. Fii slăvit și lăudat pentru ce faci minunat și astăzi în viața mea și că nu mă lași singur în nicio clipă. Amin.